Fotbaliștii moldoveni sunt nerăbdători să revină pe teren după o pauză de aproape 4 luni. Partea a doua a sezonului competițional începe cu meciurile tur din cadrul sferturilor de finală ale Cupei Moldovei, programate în acest weekend. Unul din cluburile care face ultimele pregătiri pentru această fază a competiției este Milsami Orhei. După ce au avut un cantonament în Turcia, Vulturii Roșii spun că sunt flămânzi de fotbal și de noi performanțe. Foarte mult așteptat, chiar e o vacanță prea lungă a fost. Suntem dornici de fotbal, facem totul posibil ca să fim cât mai în formă în apropierea acestor meciuri. Milsami Orhei s-a întărit în această pauză de iarnă cu 6 fotbaliști. Este vorba de mijlocașul ucrainean Iaroslav Terehov, dar și cu jucătorii autohtoni Eugeniu Oancea, Dumitru Rogac, Vladislav Zavalișca, Artiom Puntus și Dan Spătaru. Milsami va juca primul meci oficial din noul an pe 4 martie cu Petrocub Hâncești în sferturile de finală ale Cupei Moldovei. În orice caz, echipa Petrocub a demonstrat ultimii ani că este o echipă care obține rezultate. Pentru mine nu aș spune că un meci principal, e un meci ca toate meciurile care trebuie să ieșim pe teren și să demonstrăm și echipa care o să-și dorească mai mult și știi duelurile o să învingă. Sperăm să obținem calificarea în al doilea meci, în primul nu contează. Avem un obiectiv, mergem în final. Nu mă simt în zborăch. Am fost împreună în cantonament în Turcia. Ei ne-au urmărit și noi am făcut același lucru. Milsami și Petrocub mereu au fost adversari principiali în campionat, dar și în cupă. Acest meci nu va fi o excepție. Ambele echipe vor încerca să obțină victoria. Milsami Orhei va disputa primul meci din această fază a competiției pe teren propriu, însă nu la Orhei, ci la Vadului Vodă. Partida cu Petrocub este programată pentru sâmbătă cu începere de la ora 14.